Dragi prieteni, mulțumim că ați ales să acordați câteva minute din timpul dumneavoastră pentru această întâlnire. Într-o perioadă în care mai peste tot găsim subiectul dezvoltării personale, mi-am propus și eu să studiem împreună acest subiect, să vedem ce elemente sunt esențiale pentru a ne putea dezvolta atât în privința lucrurilor spirituale cât și în lucrurile vremelnice. Însă pentru început vom deschide întâlnirea noastră prin a asculta o melodie instrumentală intitulată Vin acasă. că acum avem ocazia să vorbim despre un principiu al progresului, un principiu fără de care nu poate exista progres în adevăratul sens al cuvântului. La ce mă refer? Mă refer la curiozitate. De unde știm noi faptul că curiozitatea este un principiu al progresului? Haideți să ne gândim împreună. Când este ființa umană cea mai curioasă? În ce moment al vieții? În copilărie, nu e așa? Și în ce moment al vieții se observă cea mai pregnantă creștere, cea mai pregnantă dezvoltare a ființei umane? Păi, tot în copilărie. Niște date spun că la vârsta de 4 ani, copiii pun aproximativ 300 de întrebări pe zi. Nu credeți că există o corelație între curiozitate, respectiv progres sau dezvoltare? Eu cred că există o corelație, mai mult de atât există chiar o legătură de determinism în care curiozitatea determină progresul. Și acest principiu nu cred că se aplică doar când vorbim despre lucrurile acestei lumi sau lucrurile trecătoare. Un citat inspirat spune în felul următor, cel care caută mântuirea ar trebui să aibă aceeași energie și stăruință pe care ar avea-o pentru comorile vremelnice și atunci ținta ar fi atinsă. Practic ce ne spune acest paragraf? El ne spune că tot la fel și pentru mântuire sunt necesare aceleași principii pe care noi le investim pentru a dobândi anumite cunoștințe aici pe pământ. Și progresul științific, dacă e să vorbim despre el, cum se realizează? Cred că cu toții ați auzit de faptul că știința progresează prin cercetare. Ce înseamnă cercetarea? Cercetarea este un proces prin care se caută răspuns la o întrebare. Ce este întrebarea? Întrebarea este rezultatul curiozității unui om. Deci, practic, în urma acestei uh, desfășurări, ce stă la baza progresului științific? Curiozitatea. Având în vedere că am spus faptul că aceleași principii care stau la baza: dezvoltării științifice stau și la baza dezvoltării noastre spirituale, înseamnă că la baza dezvoltării noastre spirituale stă din nou curiozitatea. Mergând mai departe, vă aduceți aminte că nu de mult am spus faptul că copiii la vârsta de 4 ani adresează în medie 300 de întrebări pe zi. Însă aceeași statistică ne arată faptul că pe măsură ce înaintează în vârstă, pe măsură ce, să zicem așa, experiența lor crește oarecum, numărul de întrebări scade semnificativ, iar în perioada liceului se apropie de zero întrebări puse pe zi. Având în vedere că am stabilit că există o corelație între curiozitate, între întrebări, între dorința de a cunoaște mai mult și progres, pe mine unul această statistică mă îngrijorează. Și mi-am pus întrebarea, de ce devin copiii, sau de ce devenim noi mai puțin curioși pe măsură ce timpul înaintează? Și o să încerc să răspund prin câteva citate biblice. Primul răspuns îl găsim dacă citim uh, versetele de la 15 la 17 din Luca, capitolul 18, unde ni se spune felul următor: i adus și niște copilași. Vă aduceți aminte de această scenă în care uh, părinții. Care își iubeau copiii, care erau bucuroși pentru darul pe care Dumnezeu li l a oferit, i-au adus pe copilașii lor la Domnul Isus ca El să se atingă de ei. Dar ucenicii, când au văzut lucrurile acesta, au certat pe aceia care îi aduceau. Isus, în schimb, a chemat la sine pe copilași și i-a zis: Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Acești părinți care simțeau în inima lor mulțumire la adresa lui Dumnezeu prin faptul că au primit un dar atât de scump și au adus copiii pentru ca ei să interacționeze cu Domnul Isus. Ei credeau că întâlnirea copiilor lor cu Domnul Isus are să le schimbe viața. Însă această speranță și această năzuință, acest vis frumos de a-și vedea copiii la picioarele Domnului Iisus, de a-și vedea copiii în brațele Domnului Iisus, a fost întrerupt de ucenicii care i-au certat și au încercat să le explice că, de fapt, Domnul Iisus e mai important, are mai multe lucruri de făcut, are multe alte lucruri importante, nu să stea cu niște copii. Acesta ar putea să fie primul motiv pentru care copiii. Uh, își pierd această abilitate extraordinară și anume curiozitatea, care, faptul că de multe ori copiii nu sunt considerați destul de importanți ca lor să li se acorde atenție. Mai degrabă sunt considerați așa, ca niște lucruri auxiliare, dacă mai e timp, o să ne îngrijim și de tine. Îmi aduc aminte în acest sens de o experiență personală în care la vârsta de 7-8 ani născut fiind în Cluj și copilărind în comunitatea de acolo, am asistat la un program în care frații au rugat pe un alt frate ceva mai în vârstă și un foarte bun pedagog să explice cum poate el de bine un subiect care stârnea curiozitatea unor persoane și poate să zicem era mai excentric, mai greu înțeles în comunitate. Fiind acolo, am asistat și eu, nu stăteam în acel moment lângă părinții mei, stăteam lângă un prieten care e mai în vârstă cu aproximativ 15 ani față de mine și ascultam încet prezentarea acelui frate. Pe măsură ce ascultam, mi-a venit în minte o întrebare cu privire la subiect. Moment în care l-am întrebat, pentru că nu mi-am permis să o pun public, l-am întrebat pe prietenul meu acest lucru. El nu mi-a dat un răspuns, însă m-a încurajat să pun întrebarea public. Moment în care niște frământări imense au început în sufletul meu de copil, pentru că niciodată nu am vorbit în mod oficial într-un context de genul acesta. Și pe măsură ce mă frământam, am luat decizia că voi pune întrebarea pentru că voiam să știu răspunsul. M-am ridicat și am început să rostesc întrebarea. Și după primul cuvânt spus, o persoană de pe rândul din fața mea s-a întors la mine și mi-a spus, te rog să păstrezi liniștea. Moment în care eu m-am așezat pe scaun, însă n-am put putut rămâne în sală pentru că am început să plâng, am ieșit afară și uh, oricine încerca să mă consoleze în vreun fel, uh, nu reușea. Într-un final m-am liniștit și la finalul programului a venit la mine acel frate care uh, prezenta acest subiect. Și a cerut scuze pentru că n-a auzit întrebarea mea, era atent să deseneze ceva pe tablă pentru ca noi ceilalți să înțelegem cât mai bine. Și mi-a spus un lucru foarte interesant. Nu te opri din a pune întrebări, îmi pare rău că n-am putut să-ți răspund pentru că voi, copiii de astăzi, sunteți viitorul bisericii noastre. La fel cum a spus acest frate, nici Domnul Iisus n-a fost de acord cu atitudinea ucenicilor. Și a, și a spus: uh, Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Mai mult decât a-i mostra, a continuat și a făcut această demonstrație în care a explicat că mântuirea o primim atunci când suntem ca niște copilași. Desigur, copilașii au mai multe caracteristici uh, nobile ale sufletelului lor, însă una dintre ca aceste caracteristici, care este? Vă aduceți aminte, am vorbit chiar la început: curiozitatea. Cu alte cuvinte, Domnul Isus voia să spună că un om care nu este curios de creștere spirituală, un om care nu este curios în a afla ce vrea să ne spună Dumnezeu, nu va ajunge niciodată în împărăția lui Dumnezeu. Uh... Un alt răspuns posibil la întrebarea de ce curiozitatea copiilor este în continuă descreștere pe măsură ce ei înaintează în vârstă este faptul că sistemul educațional nu încearcă să vină cu întrebări, nu încearcă să vină cu probleme, ci încearcă să vină doar cu răspunsuri. Un pedagog pe care eu îl apreciez spunea un lucru foarte interesant. Nu caut să pun uh, înaintea copiilor lecția, nu caut să o predau, ci caut să pun întrebările potrivite, astfel încât împreună să descoperim răspunsurile, pentru că ceea ce descoperă mintea copilului, acel lucru va fi foarte greu de uitat. Cu alte cuvinte, care sunt avantajele învățării prin întrebări? Care sunt avantajele validării curiozitățile, uh, curiozității copiilor? Avantajele sunt faptul că rețin mai bine ceea ce învață, și în al doilea rând se simt mult mai implicați. Exact contrariul punctului precedent, în care copiii erau marginalizați, în momentul în care noi, ca adulți sau ca învățători, punem întrebări și căutăm să-i implicăm, ei se simt integrați și atunci curiozitatea lor nu va face altceva decât să înflorească. Însă, exemplul suprem e exemplul marelui nostru pedagog, și anume Domnul Isus, despre care mi se spune și am căutat că a rostit 150 de întrebări în cele patru Evanghelii. Mie mi se pare un număr extraordinar de mare de întrebări. Și poate că, amintind câteva dintre ele, vom înțelege de ce Domnul Isus punea întrebări și nu căutați să spună fă așa, asta trebuie făcut în felul următor, asta e așa. Una dintre întrebările la care vreau să ne gândim este întrebarea pe care a pus-o ucenicilor stând împreună când le-a zis cine spun oamenii că sunt eu. Și mai apoi, la câteva minute după ce aceștia răspund, îi întreabă, dar voi cine spuneți că sunt eu? De ce punea Domnul Isus întrebări? Domnul Isus a pus aceste întrebări pentru ca să dezvolte o conversație în care ucenicii să se simtă integrați și o conversație în care să fie gata să învețe. Ne aducem aminte că imediat după ce a rostit aceste întrebări, a explicat cu lux de amănunt un adevăr extraordinar de important și anume faptul că Domnul Isus este stânca a tot ceea ce facem noi. Mai mult de atât, Domnul Isus Căuta să-i învețe pe oameni prin pilde. De ce Domnul Iisus alegea să ne învețe pe noi prin pilde? Pentru că lăsa de multe ori finalul pildei deschis, așa cum s-a întâmplat chiar în, caz, în cazul pildei fiului risipitor, în care atunci când terminăm de o citit, e imposibil să nu ne punem întrebarea Domnule, oare de care fel de fiu sunt eu? Domnul Iisus încerca să pună întrebările potrivite pentru ca noi să descoperim adevărul, pentru că ceea ce noi descoperim în mintea noastră, desigur, cu ajutorul Duhului Sfânt, va rămâne acolo pentru mult timp și nu a căutat să facă o carte de instrucțiuni care să fie rece, greu de citit și greu de învățat. Acesta e exemplul marelui pedagog. Continuând argumentarea noastră pro uh, susținerii curiozității și pro-validării curiozității, copiilor, dar și a oamenilor adulți, aș vrea să aduc în discuție un alt argument. Am rămas uimit când am citit faptul că când am auzit faptul că majoritatea celor care au fost onorați pe acest pământ cu un premiu Nobel avea o caracteristică comună și această caracteristică este care? Curiozitatea. Ei spuneau că în copilăria lor, această caracteristică le-a fost validată, le-a fost confirmată. Ce înseamnă că le-a fost validată, ce înseamnă că le-a fost confirmată? Înseamnă că de fiecare dată când puneau o întrebare, părinții sau educatorii lor își luau timp pentru a le, a le da răspunsul sau pentru a stârni curiozitatea lor în continuare. Nu spuneau ceva de genul, nu-i timpul acum să mă întrebi. Nu vezi că am treabă? Întreabă-mă și tu mai de seară. Am ascultat o povestire în acest sens, o povestire cu o mamă foarte înțeleaptă, care atunci când copilul ei se întorcea de la școală, nu îl întreba ce notă ai luat astăzi, ci întrebarea pe care o punea era următoarea. Ce întrebare bună sau ce întrebare înțeleaptă ai pus astăzi profesorilor tăi? Această mamă gândea uh, pentru a rezolva cauza și nu efectul. Notele erau doar niște efecte. I aș dorea ca copilul să, să rămână curios, să rămână uh, într-un spirit de investigație a problemelor, astfel încât să capete cunoștința, ca mai apoi să obțină notele bune. Nu era important uh, nota pentru această mamă, și în acest stil de educație ce era importantă curiozitatea copilului care era astfel uh, promovată. Albert Einstein uh, spune despre el însuși: Nu am talente speciale, dar am făcut din curiozitate o pasiune. Toți spun uh, că acest domn distins, care într-adevăr uh, poate să fie caracterizat ca fiind un geniu, uh, avea ceva special, nu ne putem compara cu el pentru că era dotat cu diferite lucruri, însă haideți să vedem și să rămânem la ceea ce spune el. Nu am talente speciale și acest lucru este conforma, confirmat de anatomia și de biologia de, de astăzi. Parte din creierul lui a fost păstrat, s-au făcut diferite studii pe el, au început să-l secționeze pentru a număra câți neuroni are și care credeți că a fost rezultatul la care s-a ajuns. Simplu. Nu avea un creier mai mare, avea un creier chiar mai mic decât majoritatea persoanelor și nu avea un număr de neuroni mai mare. Care era însă diferența care s-a observat? Diferența sau observabilă a fost faptul că avea un număr de celule gliale mult mai numeros, un număr mult mai mare de celule gliale în țesutul nervos. Ce sunt celulele gliale? Sunt celule care ajută neuronii, care îi hrănesc. Care curăță uh, rezidurile liberate de neuroni, care întăresc neuronii, care îi protejează, și așa mai departe. Atunci, care este concluzia? Nu faptul că. Adică, din start am stabilit și am confirmat faptul că Albert Einstein nu avea mai mulți neuroni, nu avea o capacitate crescută, însă aceste capacități pe care le avea el le-a folosit mult mai mult. Pentru că, acest lucru a fost dovedit de faptul că avea un număr mai mare de celule gliale care s-au mulțit datorită proceselor intense de utilizare a creierului său. Mergând mai departe, aș vrea să aduc în discuție un alt exemplu, exemplul fraților Orville. Tatăl lor era pastor, mama era casnică, deci putem trage simplu concluzia că nu aveau un uh, suport genetic uh, prin care să fie uh, distinși, să putem spune că, da, domnule, eu provin din familii uh, de oameni de știință, deci înseamnă că și ei vor avea uh, rezultate în acest domeniu. Însă, acești părinți au fost niște părinți care au promovat curiozitatea acestor copii. Acest lucru este declarat de ei însăși. Uh, acești frați nu au mers la universitate, nu pentru că nu și-ar fi dorit, unul dintre ei, ei n-a putut să ajungă datorită unui accident suferit cu câteva, cu, câteva, cu câteva vreme înainte de admiterea lui, însă au fost niște frați care au fost educați așa încât să fie curioși și să fie atenți observatori al diferitelor lucruri. Despre această capacitate de, a, de atenție este scris și despre Domnul Isus, el era un atent observator al naturii, și astfel citea din Cartea naturii și învăța diferitele adevăruri pe care Dumnezeu ni le-a transmis de acolo. Acești frați, crescând, fiind gata de ajutor, au lucrat în propria lor afacere, afacerea familiei, care se ocupa cu imprimarea diferitelor hârtii, diferitelor ziare. Uh, și, uh, datorită spiritului lor de atenție și curiozitate care a fost promovat încă de uh, din copilărie, au inventat o nouă uh, mașinărie de imprimare. Trecând mai departe și timpul trecând, uh, punându-și tot felul de întrebări, au ajuns să inventeze o bicicletă care se gresa singură în zonele de frecare și de la un elicopter primit cadou de la tatăl lor. Uh, Citind mai departe despre experimentele unui neamț numit Otto, au aflat că există undeva pe pământul ăsta cineva care a încercat să zboare, a încercat să, forme, să construiască un planor, și acest gând i-a animat. În acel articol pe care l-au citit, au descoperit faptul că acest neamț, pe măsură ce testa planorul pe care l-a făcut, a suferit un accident și a decedat. Acest lucru i-a făcut uh, curioși și, uh, contrar uh, așteptărilor, nu s-au gândit, e, ce ne trebuie noi să zburăm, nu avem noi tren, nu avem noi trăsură să mergem cu aceste lucruri. Au devenit curioși și au pus întrebări și au decis să continue aceste cercetări. Sigur, și-au luat uh, măsurile de precauție astfel încât uh, Chiar dacă va exista un accident, să nu fie unul mortal. Motiv pentru care uh, și-au uh, localizat baza de cercetare și baza de testare într-o zonă uh, cu dune nisipoase, astfel încât, în cazul unui accident, uh, acesta să nu fie fatal. Au început construcția uh, planorului, și uh, ei au fost primii care au stabilit că o aeronavă are nevoie de trei lucruri esențiale are nevoie de aripi care să genereze ridicarea aeronavei de la sol, are nevoie de un motor care să susțină uh, planarea ei uh, și are nevoie de un sistem de control al direcției. Până atunci aceste lucruri nu erau, nu erau clare. Toți au încercat uh, diferite lucruri, însă aceste lucruri nu erau clare. Și uh, au început să testeze, au început să construiască prima aeronavă pe care au construit-o a zburat o distanță de aproximativ 180 de metri, 26 de secunde și n-a ieșit conform calculelor și predicțiilor lor. Noi ce am fi făcut? Ne-am fi oprit aici? Ei nu s-au oprit, au construit un tunel de vânt care să-i ajute să calculeze mult mai bine datele de care au nevoie pentru a construi o aeronavă care cu adevărat să zboare au construit acest tunel de vânt, au început să testeze noile, lo, noile prototipuri și în 1909 au ajuns să creeze un avion, în adevăratul sens al cuvântului, un avion care zbura cu o viteză de 65 de km la oră și a reușit să zboare pilotul și un pasager. Practic a fost primul zbor comercial moment din care au început să se vândă aceste aeronave și astăzi am ajuns să călătorim cu o viteză extraordinară, fără să ne mai chinuim să călătorim luni de zile pentru a trece de pe un continent pe altul. Deci am spus această poveste pentru că la baza acestei ingenioase descoperiri a stat ce? Curiozitatea acestor frați, curiozitate care a fost alimentată de către părinți. Însă, așa cum spuneam și uh, mai înainte, exemplul nostru suprem e Domnul Isus, uh, și am rămas uimit să citesc că Isus răspundea la întrebările curioase ale ucenicilor lui. Domnul Isus valida curiozitatea ucenicilor. Și de ce uh, oamenii de știință, de ce Domnul Isus, ca mare pedagog, susține această caracteristică nobilă a ființei umane? Am să încerc să răspund la această întrebare prin a vă expune un studiu pe care l-am citit și mi s-a părut foarte sugestiv în acest sens. Acest studiu a luat o, o, o grupă de oameni și studiul a fost demarat în mai multe etape. În prima etapă, acești oameni au fost întrebați: cât de curioși sunt ca să afle răspunsurile la câteva întrebări? de cultură generală. Mai apoi, după ce s-a stabilit că anumiți oameni au fost mai mult, curio mai mult curioși, alții mai puțin curioși, s-a trecut la următoarea etapă în care li s-au ară arătat întrebările, ei le puteau citi, după care întrebarea dispărea de pe ecran pentru 14 secunde, după care se dădea răspunsul. Și tot acest proces avea loc într-un aparat uh, numit uh, RMN funcțional care scana activitatea uh, creierului lor și acești oameni de știință și-au dorit să observe ce zone din creier erau activate atunci când uh, curiozitatea era în joc. După ce această fază se termina, la un, la un anumit timp, li se dădea un test uh, și se verifica uh, dacă au reținut uh, răspunsurile la acele întrebări. A doua fază a acelui studiu a fost puțin diferită și anume în acele 14 secunde de la care se afișa întrebarea și până când se afișa răspunsul apărea fără ca participanții să știe dinainte o față a, neutră ca expresie o imagine cu fața unui om. Și la testarea ulterioară. Au fost, au fost pus să recunoască răspunsurile la întrebările puse, dar și să recunoască fața expusă în acel timp. Care credeți că au fost rezultatele? Așa cum ne așteptăm, cei care de la început au spus că sunt curioși să afle răspunsurile la câteva întrebări de cultură generală, la testarea finală au avut rezultate mai bune și și le-au amintit mult mai bine decât cei care spuneau că nu sunt curios să afle întrebările, răspunsurile la aceste întrebări. Însă, ce e uimitor e faptul că cei care erau curioși să afle răspunsurile la întrebările de cultură generală au avut ca rezultat. O recunoaștere mai bună nu doar a răspunsurilor întrebărilor, ci și o recunoaștere mai bună a expresiilor faciale care le au fost uh, afișate în acele 14 secunde. Cu alte cuvinte, uh, nu, această stare de curiozitate ne face capabil să învățăm răspunsurile nu doar la lucruri pe care le dorim. Nu ne face capabil doar să învățăm lucrurile pe care ni le propunem să le învățăm, ci ne ajută. Ca să învățăm și să ne înșusim diferite uh, abilități pe care poate că nici nu, 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 nu ni le-am propus să uh, le învățăm. Cum se explică medical faptul că uh, curiozitatea determină memorarea mai bună a lucrurilor? Uh, se explică prin faptul că atunci când uh, aceste creiere a oamenilor care au fost. Uh, Dornii să participe la acest studiu, au fost scanate, s-a observat o creștere a activității în mai multe zone. Și zona de interes în care s-a observat creșterea a fost hipocampul. Hipocampul fiind o structură responsabilă de memorizare. Cu alte cuvinte, atunci când noi suntem curioși și ne punem întrebări, suntem capabili să învățăm mult mai bine și suntem capabili să reținem mult mai bine. Uh, lucrurile pe care vrem să le învățăm. Spuneam că curiozitatea stimulează centrii memoriei, motiv pentru care Domnul Isus valida curiozitatea, așa cum spuneam, valida curiozitatea ucenicilor și valida curiozitatea tuturor celor care, din sinceră curiozitate, veneau și îl întrebau diferite lucruri. Am găsit un citat care spune foarte frumos: pentru un studiu eficient, Trebuie provocat interesul copilului. Și aici nu vorbim strict de interesul copilului, ci vorbim și de interesul adultului. Pentru ca adultul să rețină bine, trebuie ca el să fie curios. Cât de mult am câștigat noi dacă am fi cu adevărat curioși cu privire la lucrurile esențiale ale acestei vieți, și anume cu privire la știința mântuirii, cât de mult am câștigat noi dacă am căutat răspunsurile la întrebările noastre spirituale. Credeți că Domnul Isus nu ne-ar răspunde astăzi așa cum răspundea și ucenicilor care întrebau din pură curiozitate pentru a afla diferite lucruri? Cred că El, cred cu adevărat că El ar răspunde și astăzi întrebărilor noastre, ar răspunde și astăzi rugăciunilor noastre în care ne-a manifestat curiozitatea cu privire la a-L cunoaște mai bine, la a ne adânci în caracterul Său, la ne, la a ne adânci în studiul acestei științe numită mântuirea. Atitudinea noastră, din păcate, de multe ori este o atitudine în care spunem nu duc lipsă de nimic, mă descurc, știu răspunsurile la astfel de întrebări, însă adevărul trist este faptul că Domnul Isus nu a venit să mântuiască pe cei care se consideră înțelepți. Nu a venit să mântuiască pe cei care consideră că nu au nevoie de nimic, a venit să mântuiască pe oamenii care erau cu adevărat curioși de ceea ce aducea el, a venit să mântuiască cu adevărat pe oamenii aceia care erau curioși de a primi uh, neprihănirea lui, de a înțelege voia lui Dumnezeu. Și până nu vom fi în acest fel, nu vom putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Uh, găsim. Uh, un citat care spune faptul că mintea ucenicilor era adeseori aprinsă de curiozitate, dar, în loc să le satisfacă dorința de a cunoaște lucruri care nu erau necesare pentru bunul mers al lucrărilor, el le deschidea noi canale de îndreptare a gândurilor, dându-le mai mult instruirea necesară în ceea ce privește sfințenia practică. Când am spus noi până acum că curiozitatea este o trăsătură nobilă, N-am spus noi până acum că curiozitatea e atât de importantă, de ce era nevoie ca Domnul Isus să canalizeze curiozitatea lor, ucenicilor dintr-un anume interes, pe o altă direcție? Știți cum e cu curiozitatea, e la fel ca și cu alte lucruri pe care le primim de la Dumnezeu. Cu alte cuvinte. Uh, Dumnezeu ne-a oferit diferite daruri, însă aceste daruri le putem folosi fie spre bine, fie spre rău. Câți oameni cu mintea lor au ucis alți oameni, câți oameni în schimb cu mintea lor au salvat alți oameni. La fel e și cu curiozitatea. Ea poate să fie canalizată în, înspre lucruri bune, înspre lucruri care ne-ar clădi sufletul și ne-ar întări, însă poate să fie canalizată înspre lucruri rele care nu ar face altceva decât să distrugă sufletul nostru, motiv pentru care Ni se spune despre Domnul Isus: El nu reprima curiozitatea ucenicilor, nu îi oprea din vorbă, nu le spunea: uh, Nu mă mai întrebați, că n-ați întrebat bine, nu-i timpul să mă întrebați, ci stimula curiozitatea lor, însă avea grijă să sugereze întrebările corecte, astfel încât aceasta să fie îndreptată înspre lucrurile folositoare cu adevărat. Există limite în ceea ce privește curiozitatea. Există limite în ceea ce privește curiozitatea și uh, câteva dintre aceste limite uh, ne sunt prezentate în cuvântul lui Dumnezeu. Uh, prima limită în privința aceasta este spiritismul. Când vorbim despre această lucrare, uh, parșivă și uh, dăunătoare serios asupra sufletului nostru. Trebuie să ne oprim și să spunem clar nu ne băgăm mai departe. Chiar dacă lucrurile par fascinante, par fermecătoare într-un anume fel, trebuie să fim hotărâți și să ne oprim pentru că acolo nu este împărăția pe care noi o urmărim, este împărăția altcuiva. Acest citat spune, de multe ori se întâmplă ca un om să intre în legături cu spiritele din simplă curiozitate. Dar, văzând că dincolo de această lucrare se află o putere supraomenească, este din ce în ce mai amăgit până când ajunge să fie dominat de o forță mai puternică decât propria lui voință. Și el nu mai poate scăpa de această putere misterioasă. Recomandarea clară a Cuvântului lui Dumnezeu în această privință este să ne oprim piciorul, să nu mergem mai departe în gândurile noastre și în interesele noastre în această direcție. Poate vă întrebați de ce am ales să pun uh, și să vorbesc despre această limită în privința curiozității. Uh, nu aș fi vorbit despre ea dacă nu mi-aș fi dat seama că spiritismul începe să capete contur în lumea noastră sub diferite forme. Recent am aflat de faptul că este promovat prin diferite filme, uh, și unul dintre ele care, să zicem, a trecut uh, limitele. Conține o scenă în care actorii erau rugați să facă un descântec asupra unei alte persoane și au intrat pe un teren interzis în sensul că în loc de a folosi probabil un descântec inventat de ei, au ales să meargă în aceste mediumuri spiritiste să învețe un descântec pentru a, spun ei, nu supăra spiritele, și să-l folosească pe acela. Întrebarea e, la câtă lume ajunge acest film și ce impact are? Vă spun eu ce impact are. Această scenă a slujit drept exemplu în cazul multor oameni care au încercat să imite acel descântec acasă la ei, ne făcând altceva decât prin a chema spiritele, Acolo, Poate că nu-și dădeau seama, și din simplă curiozitate, așa cum spunea și citatul de mai înainte, au aflat despre asta, au încercat și pot să ajungă în situații în care greu ar mai găsi o scăpare. O altă limitare în privința curiozității ar trebui să fie speculațiile inutile. Citatul spune: Vom întâlni oameni care îngăduie ca mintea să le rătăcească în speculații inutile. Cu privire la lucruri despre care nu se spune nimic în Cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, acolo unde Dumnezeu nu caută să mai explice în Cuvântul lui, trebuie să ne oprim. Ok, dacă vrem să aflăm lucruri pe care poate Dumnezeu nu le spune explicit, ar trebui să le întrebăm pe El personal și nu să începem să ne gândim noi în mintea noastră și să dezvoltăm teorii. Pe care să le punem mai târziu ca bază a argumentelor noastre, și astfel să ne aducem pe noi înșine în rătăcire, cât și pe alții. Și a treia limitare în această privință o reprezintă depășirea legii lui Dumnezeu. Oricât de curioși am fi, în momentul în care depășim legea lui Dumnezeu, ar trebui să ne oprim. Vă aduceți aminte de momentul în care păcatul a intrat în lume. Uh, și avem citat pe ecran versetul 6 din Geneza 3 în care spune în felul următor. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era, do era de dorit. Cu alte cuvinte, a făcut-o curioasă ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Vă aduceți aminte cu o altă referință din Biblie, spune că printr-un singur păcat a intrat păcatul în lume, printr-o singură greșeală a intrat păcatul în lume. Eu aș reformula și aș spune printr-o singură curiozitate îndreptată greșit, a intrat păcatul în lume și vai ce consecințe a avut. Așadar, nici noi n-ar trebui să îndreptăm curiozitatea noastră înspre lucruri care. Uh, nu ne slujesc și înspre lucruri care depășesc legile lui Dumnezeu. Ca o concluzie, curiozitatea este un principiu indispensabil în vederea progresului. Am spus de la început că curiozitatea este baza progresului, este cea care aduce progresul în viața unui om. Dar trebuie avut grijă cum o canalizăm. Ar trebui să fim curioși în viața noastră spirituală și atunci când nu știm ceva, când nu știm un răspuns la o întrebare. Să ne aplecăm pe genunchi și să ne dorim cu adevărat să-L primim de la Dumnezeu. Și eu cred că așa cum Domnul Iisus răspundea ucenicilor, când ei îl întrebeau cu privire la un lucru, ne va răspunde și nouă astăzi. Ca îndemn, nu încetați să puneți întrebări lui Dumnezeu, însă aceste întrebări să fie întrebări valoroase, întrebări din care am învăța. Nu încetați să vă puneți întrebări, nu încetați să fiți uh, curioși cu privire la subiecte, Însă fiți curioși cu privire la subiecte înțelepte și valoroase. Profeta Domnului spunea că nu putem studia Biblia și nu ar trebui să studiem Biblia într-un mod superficial. Ce înseamnă asta? Ar trebui să studiem Cuvântul lui Dumnezeu cu aplecare, cu curiozitate și cu dorința de a afla răspunsurile. Să nu trecem niciodată mai departe până ce nu ni s-a lămurit un cuvânt, o expresie. Și în semnătatea cuvintelor lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, fiți curioși în lucrurile bune, fiți curioși în lucrurile lui Dumnezeu. Acesta este îndemnul cu care vreau să uh, terminăm scurtul nostru studiu din, din aceste momente. Uh, în cele ce urmează, vă mulțumesc pentru atenție, mulțume mulțumim lui Dumnezeu pentru aplecarea lui de a ne descoperi astfel de lucruri. Uh, vrem să vă anunțăm că. Programele noastre din mediul online continuă și uh, următorul program va avea loc marți seara la ora 20. Până ne, despărți, până ne despărțim, vom asculta împreună o piesă intitulată De am putea fi flori.

al nostru care ești în ceruri, mulțumim pentru uh, cuvintele pe care ni le-ai oferit în aceste momente, îți mulțumim pentru că tu vrei să stimulezi dezvoltarea noastră, vrei să validezi curiozitatea noastră și te rugăm tu să fii ca un ocrotitor al nostru și să ne ajuți să o canalizăm în direcția în care trebuie pentru că astfel să creștem uh, spiritual, să creștem în cunoștința ta, să creștem în asemănarea cu tine, să creștem în înțelegerea nevoii noastre de neprihănire și nevoii noastre de asemănare cu tine. Te rugăm să rămâi cu noi, cu fiecare, să binecuvintezi fiecare suflet plecat în rugăciune. Te rugăm tu să ne dai o minte nouă care să-și dorească lucrurile pe care ți le dorești tu și astfel să putem să ajungem să trăim o veșnicie împreună cu tine. Îți mulțumim pentru toate, fitul lăudat și onorat în veci de veci. Amin.